vorbim de unirea principatelor, vorbim de apariția statului modern, totodată vorbim și de realizarea de reforme care a sprijinit crearea statului modern român și ulterior a statului național unitar în 1918. Se vorbește la 24 ianuarie de Alexandru Ioan Cuza, Mihai Gogălicianu și mulți alții participanți la crearea statului modern, dar crearea statului modern a adus pe scena politică din România și primul asasinat politic, acela lui Barbu Cataliu, cel care a fost și desemnat să creeze primul guvern unic al principal. Elevii mei, Stanciu Robert și Domnul Cresmandi, de boierească, Barbu Cataliu s-a născut la 26 octombrie 1807. După studii în străinătate, întorcându-se în țară și începe activitatea politică ca adversar al domnitorilor Alexandru Ghica și Gheorghe Libescu, deși cu ultimul era înrudit. Orator, partizan al creării statului român prin îndoită alegerea lui Alexandru Ioan Cuza, Barbu Cataliu a fost, potrivit aprecierii contemporanului său Mihail Gogălicianu, apărătorul înfocat al proprietății absolute în posesiunea exclusivă a marilor proprietari, dar și partizan înfocat al parlamentarismului, purul consecvent cu sine și care a murit victima convicțiunilor sale. Activitatea politică acestuia are în prim plan evenimentul din 22 ianuarie 1862, când Alexandru Ioan Cuza e nevoit să-l sărcineze pe Barbu Cataliu cu cu formarea primului guvern unitar al României. El a prezentat Parlamentului un proiect de lege agrară care nu se deosebea în esență de cel al Comisiei Centrale de la Focșani, proiect conservator care fusese respins anterior de domnitor, prin care țăranii erau deposedați de pământurile ce le munciseră de veacuri. A interzis totuși argumentele politice, inclusiv adunarea de comemorare a Revoluției de la 1848, fapt care i-a adus animozități. Prin urmare, la o adunare politică, Barbu Cataliu declara: voi prefera a fi zdrobit decât a îngăbui slăbirea liniștei. Voi prefera moartea mai înainte de a călca sau lăsa să se calce vreuna din instituțiile țării. Pe data de 20 iunie 1862, pe când părăsea clădirea Parlamentului din București după terminarea ședinței, Barbu Cataliu, negăsindu-și trăsura la scară, a fost invitat de colonelul Nicolae Bibescu, prefectul poliției, în trăsura sa. Era între orele 5-6 seara. Trăsura deschisă de cea pe proponița mitropoliei, când s-au auzit două focuri de armă, un glonț, l-a luat pe Barbu Cataliu în cap, omorându-l pe loc, celălalt a trecut pe lângă urechea lui Bibescu, care de-abia după vreo 100 de pași a reușit să oprească ca experiat. La locul crimei a fost găsit un pistol ruginit. Criminalul dispăruse în viile de pe deamul mitropoliei. Reacția vestea uciderii popularului prim-ministru a consternat. Asasinatul politic era un lucru nou. Poliția a operat peste 200 de arestări. Cine erau suspecții? Întâi de toate chiar prefectul poliției Nicolae Bibescu. S-a aflat în ultimele clipe alături de Barbu Cataliu în trăsură. El putea fi făptașul. Era un personaj dubios. De la crimă încolo, porecla lui în lumea bucureșteană a rămas bit cu Gămicianuiesc cu pistol. Se spune că atunci când a murit, ultimele sale cuvinte au fost Barbule, iartă-mă. Aceste cuvinte pot fi ale unui asasin sau ale unui complice la crimă. Gheorghe Bucati, ardelean de origine, fost ofițer de carieră, avea un trecut dubios, fiind temut ca un om căruia nu era frică de nimeni. Documentele vremii îl prezintă ca fiind un spion dublu îndeplinind importante misiuni secrete. Multă lume îl considera ucigașul primului ministru. Spre sfârșitul vieții obișnuia el însuși să se dea drept ucigașului Barbu Cataliu, căutând să stoarcă avantaje din aceasta. Pentru vinovăția lui, pleda faptul că imediat după atentat starea lui materială s-a îmbunătățit, devenise un om bogat, precum și faptul că a părăsit mai târziu țara, nesimțindu-se probabil în siguranță. O altă persoană suspectată a fost Nicolae Bibescu, care în momentele de agonie ale morții sale, 1888, se spune că a avut viziunea obsedantă a crimei. Despre amestecul lui în asasinarea lui Barbu Cataliu există o serie de mărturii ale contemporanilor, de natură să-l pună direct în culpă. Astfel de relatări dezvăluie că cei ce se găseau imediat în urma trăsurii în care se aflau Barbu Cataliu și Nicolae Bibescu, îl văzuseră pe cel din urmă, ținându-și brațul drept peste umerii primului ministru. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza nu avea cum să fie străin de organizarea complotului. Omul de casă al lui Cuza, Cezar Liebrecht,
Era prin natura meseriei un om foarte informat. Din postura de șef al telegrafului, știa cam tot ce mișcă în țară și, spun gurile rele, era imposibil să nu fi mirosit ceva. Domnitorul însuși era informat, scrie Demetriescu, prin Librecht, de cele ce se urzeau, pardon, în întuneric contra vieții lui Barbu Catargiu și a boierilor. Dar fără a se amesteca direct în aceasta conjurație, el lăsă lucrurile să curgă spre deznodământul lor în fata. În seara zilei de 8 iunie 1862 s-a dat în toată țara o circulară pentru urmărirea presupusului asasin pe care de pozițiile unor martori oculari, un negustor ambulant care se afla lângă poarta Mitropoliei și doi școlari care jucau mingea pe deal, îl descriu ca pe un individ blond cu cioc, ciupit de vărsat, îmbrăcat în țește cu pălărie de paie cu borduri negre. Printre persoanele denunțate, corespunzând semnalmentelor de mai sus, este și Dimitrie Dunca, supus austrian, caracterizat ca unul peste măsură de exaltat în ideile sale politice. În memoriile sale, scrise 34 de ani după acest eveniment, Ion Valentineanu, publicist al epocii, îi indică și el pe cei doi, Dunca și Grozescu, cu fiind adevărații asasin. Valentineanu declară chiar că Dunca i-ar fi mărturisit că l-a împușcat pe Barbu Catargiu, arătându-i și pistolul cu cremene cu care voia să-i ucide. Oricine ar fi fost în denunț, se poate presupune cu o mare doză de probabilitate că asasinarea lui Barbu Catargiu nu a fost opera unui individ izolat, ci urmarea unui complot bine organizat. O serie de indicii pledează pentru această ipoteză. Ceva deputați, cum ieșeau de la ședința camerei, observă cum o persoană flutura o batistă în chip neobișnuit, iar altcineva blocase intenționat drumul cu o trăsură pentru a sili caii prefectului să treacă prin gardul proponiției la pas. Un călugăr slujitor al bisericii a depus mărturie că în chiar ziua atentatului, un anume Nicolae Iorgu Dan, din Ploiești, intrând prin curtea mitropoliei, i-a fi spus să dea Dumnezeu onoare când cele ce se vor întâmpla. Interesantul obiect de ce și încheiem cu citatul de pe piața generală lui Barbu Catargiu, totul pentru patrie, nimic pentru noi. Mulțumesc! Colegi, mie îmi revine această misiune, să nu zic misie, cum spunea Pogălnicianu, când îi recomanda lui Cuza să fie domn cetățean, pentru că are o misie deosebită. Politica externă în timpul lui Alexandru Ion Cuza, în cei aproape 7 ani de domnie, de fapt, obiectivele politice externe au fost două. În primul rând, recunoașterea de către marile puteri, sau cele 7 puteri garante a statului național, creat la 5, respectiv 24 ianuarie 1859, și a lui Cuza ca domn legitim, care a fost ales de ambele camere elective și, bineînțeles, agreat de întregul popor român. Pentru atingerea acestor obiective, Cuza a trebuit să-și aleagă un grup de misionari care să meargă niște misiuni diplomatice în aceste capitale ale puterilor garante. Cuza nu putea să-și aleagă întâmplător acești diplomați, deși unul dintre aceștia nu era de carieră format pentru arta diplomatică, era poet, prozator și, bineînțeles, unul dintre mari oameni de cultură moldoveni, poetul Vasile Alexandrin. Un întâmplător Alexandrin, care avea într-adevăr un simț diplomatic înnăscut, a fost trimis în 3 importante locații europene. În primul rând, a fost trimis la Paris pentru a avea întrevederi cu oficialitățile franceze, în primul rând cu contele Walewski, ministru de externe și fiul natural al lui Napoleon I, cu contesa Walewska și cu suveranul Franței, Napoleon al III. De asemenea, o altă misiune a fost aceea de a merge la Londra, unde practic erau niște lucruri destul de grele, de complicate. Anglia era una dintre țările care se opunea unirii și nu recunoștea această unire pe care poporul român a aplaudat-o. De ce? Este foarte simplu.
niciodată englezii n-au avut alte probleme decât cele comerciale proprii. Piața otomană era o piață de desfacere a produselor britanice. Dacă ar fi lovit în interesele Imperiului Otoman, această piață britanică n-ar mai fi fost asigurată pentru produsele turcești, englezești. Deci, aici avea o misie foarte grea Vasile Alexandru. Cu vorbirile care le-a avut cu Lordul Malmesbury, care era ministru de externe al Marii Britanii, și apoi cu Lordul Clarendon, și în final cu Regina Victoria, care era suverană a Marii Britanii, au fost până la urmă încununate cu succes. Până la urmă și Anglia a acceptat această unire pe care poporul român a venit. A treia misiune pe care Alexandru a avut-o a fost cea din Piemont. Piemont era una dintre cele mai importante regiuni ale Italiei, unde se crease un nucleu care mai târziu va duce la unificarea Italiei, și în jurul lui Camillo Cavour, care era prim-ministru al Piemontului, și al lui Victor Emanuel al II-lea, care va deveni rege al Italiei unificate după 1870, aici s-au dus, într-adevăr, niște convorbiri mai ușoare, pentru că deja Piemontul era unul dintre statele favorite care erau pentru unirea principală. Și agreasă la această idee. Încă și Italia trebuia să se unească, având aceea soarte cu țările române. Iată ce spune Vasile Alexandri despre călătoria diplomatică la Paris. Instrucțiunile ce-mi dete domnitorul se cuprindeau în aceste singure cuvinte ce-mi zise la momentul vorbirii mele. Du-te și fă cum te-or povățui inima și conștiința. Deci Cuza atât i-a spus lui Alexandri și Alexandri, cu simțul său diplomatic, a reușit să facă acest lucru. Pentru că vorbea domnul profesor Hociotă mai devreme de acea misiune franceză militară pentru a instrui acea tabără de la Florești-Prahova, și Cuza a fost comandant suprem al acestei tabere, pe lângă Emanuel Florescu, care era comandantul activ. Cuza era comandant suprem fiind șef al statului, așa cum este și astăzi. Bineînțeles că misiunea lui Vasile Alexandri nu a fost ușoară. În primul rând că pentru a lămuri pe suverana Marii Britanii de necesitatea recunoașterii unirii și a lui Cuza ca domn legitim, s-au dus foarte multe, știu eu, discuții, s-au purtat multe discuții, foarte multe argumente pe care Vasile Alexandri le-a adus. Bineînțeles, a arătat că cel mai important adversar al unirii rămâne Imperiul Otoman, dar totuși Anglia, care este o țară cu un parlament democratic, pentru că deja nu mai era o monarhie absolută, era o monarhie constituțională, trebuia, într-adevăr, să recunoască această idee legitimă a poporului român. A doua personalitate pe care Cuza a trimis-o într-o misiune deosebit de grea a fost prietenul și amicul său moldovean, Costache Negri. Acesta a fost trimis nu întâmplător la Istanbul. De ce? Pentru că aici se putea, într-adevăr, realiza totul. Pentru că recunoașterea și de către Imperiul Otoman a Unirii și a lui Cuza ca domn legitim însemna o primă mare izbândă în fața acestei puteri suzerane, față de care statul național român avea, într-adevăr, niște relații de vasalitate. Pentru organizarea vizitei lui Alexandru Ioan Cuza la Istanbul, Costache Negri a făcut o serie de demersuri pe lângă oficialitățile otomane, pe lângă sultan, pe lângă celelalte mărimi politice al Imperiului Otoman. Curios, el a refuzat Costache Negri să locuiască într-o locație destul de importantă și foarte impozantă din Istanbul și a trăit într-un sat aproape de Istanbul, într-o clădire destul de modestă. De aceea lui Cuza i-a organizat vizita nu în Palatul Emirgian, pe care sultanul îl pregătise, ci chiar în locuința sa personală. Asta pentru a nu da prilejul, știu eu, oficialităților otomane să-l
să facă presiune asupra lui Cuza și să-l sfătuiască să renunțe la ceea ce el venise. Pregătirea vizitei a fost destul de laborioasă. Până la urmă, Cuza a venit pe o corvetă, întâi de la Galați, pe Dunăre, pe urmă pe mare, până a ajuns la Istanbul. Corveta aceasta a fost pusă la dispoziție, într-adevăr, chiar de oficialitățile turcești. Când a ajuns la Istanbul, Cuza s-a instalat în locația pe care a pregătit-o Costache Negrin și s-a întâlnit în final cu sultanul, dar lucrul care a impresionat cel mai mult a fost că până acum toți domnii anteriori, care erau vasali Imperiului Turcesc, se aplecau și sărutau papucul sultanul. Ceea ce Alexandru Ioan Cuza n-a mai făcut. El pur și simplu a dat mâna cu sultanul, ca și când ar fi fost egalul său și nu un vasal al acestuia. Acest lucru l-a impresionat și pe sultan, care, într-adevăr, în cel mai scurt timp i-a trimis firman de confirmare și a recunoscut această unire care a fost săvârșită. Ce ar trebui să vă mai adaug în cele spuse de mine, că politica externă pe care Cuza în cei aproape 7 ani de domnie a promovat-o, a fost în primul rând să întărească legăturile dintre România, statul național român și toate țările Europei. De aceea el a căutat să trimită misiuni diplomatice în toate aceste țări europene. Noi nu aveam atunci relații la rang de ambasadă, ci erau numai niște consulate care se vor deschide în țările europene cu care România avea relații strânse. Bineînțeles că, în primul rând, s-au trimis oameni de nădejde, din punct de vedere diplomatic, în cele 7 puteri europene, cele 7 puteri garante. Deci la Viena, s-a trimis la Sankt Petersburg, s-a trimis la Istanbul, de asemenea la Londra, la Paris și, în final, după 1870, când s-a creat statul italian unificat, la Roma. De asemenea, aș putea să mai spun că, într-adevăr, ceea ce a spus domnul profesor Hociotă, că această abdicare forțată a lui Cuza s-a făcut uneori și cu anumite acțiuni violente, Cuza totuși, și trebuie să repetăm cele spuse de el, să dea Dumnezeu ca poporului român să-i meargă mai bine fără mine decât cu mine. După care a părăsit, semnând actul de abdicare, a părăsit palatul și apoi țara, stabilindu-se în Germania și unde a și murit în 1872 la Heidelberg. Deci departe de țară, semintele au fost aduse în țară, mai târziu și înfumate la Ruginoasa, în palatul pe care el îl avea acolo, în inima Moldovei. De asemenea, în final, pentru că eu sunt și conducătorul cenacului literar din acest oraș, Oltenița, iată, am să vă citesc și un poem închinat lui Cuza, înaltul domn al României. N-aveam un stat al nostru românesc în care să ne afirmăm plenar. Aveam un suflet, cum e și firesc, doar vise de unire și zborul milenar. Ne-au tot învins cruzimile din veacuri, ce-au întinat istoria și mersul înainte, am suspinat tot timpul, iar miile de lacuri s-au tot umplut mereu de lacrimi și cuvinte. Mai mult, când Mihai Vodă se prăpădea în timp, noi am simțit arsura gârbașului străin, am tot umblat nesiguri, trecând prin anotimp cu zâmbete răzlețe și cu redus stain. Ne-au dat speranțe în jumătăți de veac, doar cât un domn cu dragoste de țară, iar Vodă Cuza ne-a făcut pe plac, el a smuls nației cu tot mai grea povară. Povara de a fi veșnic în dispute, în despărțiri și jeluiri profunde, doar el a reușit prin timp să mute o țară într-alta și erau niciunde. El, domnul cetățean și mult iubit, de toată națiunea, de tot ce mișcă în ram, urcând cu dăruire tot ceea ce a urnit, a rupt zăgazul urii, ne-a scos din ce eram. Azi, când vorbim de țară și de rotundul ei, vedem în orice timp pe cel ce-i călăuza,
punând în vatra veche a Daciei temei, căci tot ce am făptuit este legat de Cuza. Să-l preamărim prin secole, de cântec și având, pe acest măreț și faunic stindar național, el a unit ce mișcă în românesc pământ, ducându-ne într-una pe însoritul val. Vă mulțumesc! Foarte mult, deci, pe bună dreptate, se poate afirma că perioada de domnie a lui Cuza este o epocă a marilor reforme. Aveam misiunea să vorbesc despre aspecte sociale, nu să insist asupra unor cifre și date, ci doar asupra faptului că nimic nu se naște pe loc gol. Să ne amintim că Alexandru Ioan Cuza și cei care l-au însoțit este unul din, sau sunt participanți la, am putea spune chiar, Mare Revoluție din 1848. Această revoluție a avut un program complex și pe o serie de teme sociale, între care situația țărănimii a fost pusă în fața revoluționarilor și nu numai. Aceste idei ale pașoptiștilor au continuat a se manifesta sub diferite forme de-a lungul timpului, iar lui Cuza a venit misiunea istorică de a purcede la înfăptuirea multora dintre acestea. Așa cum au amintit și cei care au vorbit înaintea mea, Cuza a luat în primul rând o serie de măsuri de consolidare a Unirii, de consolidare a statului, care măsuri erau menite să-l protejeze, nu pe el ca persoană, ci statul, în fața unor încercări ale celor care s-au împotrivit Unirii, mă refer, sau toată lumea știe, în primul rând, de cele două mari imperii, și chiar și ceilalți nu au fost atât de drăgălași cum se afirmă uneori, sau nu ne-au iubit chiar atât de mult, mulți dintre ei. Și deci, după ce Cuza reușește să consolideze într-o mare măsură actul Unirii, el o să purceadă, cum am mai zis, la realizarea acestor mari reforme. Le știm, le afirmăm, era vorba, cum am zis, de problema agrară și începe cu legea secularizării averilor mănăstirești. Se știe că, în mare măsură, cum se spune astăzi, profitul de pe aceste pământuri mergea mai mult în străinătate. De aici avem, după cum spun unii, și expresia de mitocan, care vine de la trimișii acestor mănăstiri, metocuri, în sfârșit, care se purtau cu aroganță și așa mai departe, și noi am moștenit, și e și normal până la urmă, aspectul negativ al acestei situații. Desigur că aceste reforme au întâlnit opoziția marilor proprietari, chiar cum se spunea de ceilalți. Unul dintre opozanți de marcă a fost Barbu Catargiu. Se pare că și din acest motiv, sau poate tocmai din acest motiv, i s-a tras moartea violentă. Nu a rămas singur opozant, nu s-a rezolvat problema cu asasinarea lui și Alexandru Ioan Cuza, după cum știm, este nevoit să dea acel, unii au zis, lovitură de stat, actul de la 2 mai, care îi permit să-și asume o serie de prerogative ce vor accelera acțiunile pentru reformă. Principiile după care s-au făcut aceste reforme le știm cu toții și pentru acele perioade ele erau, să zicem, justificate. Era vorba de repartizarea suprafeței de pământ pentru țărani după posibilitatea lor de a lucra acest pământ, ceea ce este într-un fel destul de logic. Adică acei țărani fruntași care aveau
un număr de vite suficient de mare ca să le permită lucrul, mijlocașii, pălmașii și așa mai departe. Cuza, după cum știm, s-a aplicat și asupra tinerilor în Surăței și, dacă ne amintim bine, există prin foarte multe zone din țară chiar localități cu acest nume, în Surăței. Parcă și prin el am zis. Da, Brăila. Și în Brăila, cred că mai multe. Desigur că reforma, ca să nu insist prea mult, că suntem, da? Reforma a avut și limite, este până la urmă normal, am zis, este epoca, nu putem să cerem celor de atunci să privească lucrurile, să fi privit, pardon, lucrurile așa cum le privim noi astăzi. Dar aspectele pozitive pe care le putem enumera sunt destule. A dat reforma agrară, a dat posibilitatea unor țărani care până atunci se aflau într-o situație destul de mizeră, să se afirme pe plan, să zicem, economic, s-a schimbat și modul de viață. Și apoi, reforma agrară din 1864, cu toate limitele ei, a constituit baza pentru celelalte reforme. Din păcate, așa cum am spus, ea nu a putut să rezolve toate problemele, nici nu și-a propus, și continuă, după cum știm, în a doua perioadă a secolului al XIX-lea, o serie de mișcări și frământări țărănești, chiar răscoale, generate și de anumite legislații luate în domeniu. Sigur, vârful acestor nemulțumiri a fost, îi putem chiar spune, pentru perioada aceea, Marea Răscoală din 1907. Deși după 1906 fac, nu o paranteză, fac nicio digresiune, la comemorarea, nu? Să zice comemorare, în 2007, mi se pare, nu știu exact. Bine, până la 1982, acest eveniment era sărbătorit cu fast sau amintit cu fast, ne amintim de acea mare statuie pe lângă piața Obor, nu? Pe un... Poftim? Acolo era. Era. Era și numai așa. Și ceea ce m-a deranjat și pe mine și cred că pe mulți ar fi trebuit să-i deranjeze, această răscoală a țăranilor a fost prezentată în acea perioadă, mi se pare, nu știu cine era la noi, la guvernare atunci, ca fiind pornită de către niște bețiva, de către nu știu ce, au fost, cum zice tovarășul, agitatori. Domnul a zis agitatori și mai are o expresie. Agitatorii. N-au fost televiziuni... Cum s-a degenerat în general istoria. Da, n-au fost televiziuni obediente, dar s-a pus mai mult această mare mișcare, această socială, pe seama unor aspecte absolut subiective. Desigur că sunt destule aspecte negative de care se poate vorbi în perioada unor aceste mișcări, dar să ne amintim și de altele, din alte zone, chiar dacă au fost oarecum contemporane, după câte știm, la Revoluția din Mexic a murit peste în 1910, nu? Sau ceva perioada, s-au ucis între ei peste 1 milion de inși și nu numai, da. Pe sfârșit, ca să nu insist, repet, reformele acestea au constituit baza celorlalte reforme, au avut consecințe nu numai pe plan economic, ci și pe plan social, politic și așa mai departe. Adică am putea vorbi și de aspecte pozitive, coroborăm această reformă cu celelalte reforme, inclusiv reforma electorală, apoi reforma învățământului și ca aspect politic, așa puțin, putem spune că acea parte a țărănimii a constituit o masă de manevră pentru cu o serie de promisiuni atractive și nu că aș vrea să combată, dar vrea să amintești ceva. Desigur, nu trebuie să idealizăm nicio epocă, chiar dacă vorbim de trecut, nu putem să spunem că trecutul, într-adevăr,
sunt multe aspecte a fost părăsit, dar a existat, așa cum au menționat și colegii mei, o serie de frământări în sânul claselor politice care nu fac cinste. Dar nu scuzăm cei la noi, dar se întâmplă asta și la case mai mari. Iar atitudinea președintelui, chiar dacă unii ar putea combate la evenimentul dedicat acestui moment deosebit din istoria noastră, mi s-a părut absolut la nelocul ei. Să spui comemorare, să vii, să rezolvi niște conflicte în acest moment, este absolut de condamnabil. În rest, nu abțin să zic mai multe. Materialul pe care vreau să-l prezint, ținem prin un episod al participării locuitorilor orașului Oltenița la evenimentele care au urmat unirii principatelor. De fapt, deși nu avem documente certe care ne vorbesc despre prezența locuitorilor din orașul și comuna Oltenița la evenimentele din capitală desfășurate cu ocazia activității adunării elective pentru alegerea domnului, se știe că mulți dintre locuitorii comunelor învecinate și, bineînțeles, și a locuitorilor din satul și orașul Oltenița au fost prezenți în acele zile fierbinți pentru a susține candidatura lui Alexandru Ioncuța la alegerea ca domn al Munteniei. Se cunoaște faptul că anul 1863, sfârșitul anului, anul 1864, a fost perioada cea mai bogată a activității legislative în perioada guvernării Cogălnicianu. Atunci s-au elaborat legi de cea mai mare importanță pentru modernizarea țării. În 25 decembrie se vota legea secularizării averilor mănăstirești, care oprea scurgerea veniturilor din mai mult de un sfert din suprafața țării în străinătate. Lege care a provocat deja o criză la vremea respectivă, în special una externă, deoarece marele puteri, Rusia, Austria și Imperiul Otoman, aveau de gând chiar să pătrundă cu trupele în țară pentru a opri votarea acestei legi. În cele din urmă s-a trecut peste acel episod. Guvernul Cogălnicianu a votat legea secularizării averilor mănăstirești. A urmat alte legi importante, constituirea prin lege a Consiliului de Stat, crearea unor organisme noi care contribuie la modernizarea statului, înființarea Curții de Conturi, organizarea armatei, organizarea instrucțiunii publice și, bineînțeles, că în cele din urmă, Mihai Cogălnicianu a adus în Parlament și legea agrară, care prevedea desființarea clăcii, munca silnică a țăranilor pe moșiile boierești și, bineînțeles, împroprietărirea lor cu pământul pe care lucraseră după lege în perioada anterioară. Care a fost poziția majorității parlamentare, să-i spunem, respectiv a boierimii conservatoare și a liberalilor radicali, să știe. Liberalii radicali acuzau guvernul de insuficiența măsurilor cuprinse în legile respective, în timp ce boierimea conservatoare nu voiau nimic din toate acestea. Pentru a întârzia pe cât posibil votarea acestei legi, boierimea a căutat diverse pretexte, în special lipsa cvorumului în discutarea și respectiv în votarea acestor legi. În cele din urmă, conștienți că această lege va trebui votată în cele din urmă,
puierimea conservatoare, majoritatea parlamentară, practic, avea să impună votul de blamă guvernării Cogălnicianu. Cogălnicianu își dă demisia, dar Cuza o refuză și ce a urmat se știe. Lovitura de stat din 2 mai 1864, anunțarea cunoscutei proclamații care anunța aprobarea, respectiv promulgarea unei noi Constituții, respectiv statutul dezvoltător al Convenției de la Paris. Nu era vorba de o dezvoltare a Convenției de la Paris, domnul Cuza și respectiv cei care îi sugerau principalele sfaturi aveau în vedere faptul că nu trebuia provocate mari de putere, special cele ostile, și au dat această denumire de statut dezvoltător. În fapt, această nouă Constituție cuprindea legi noi suficient de bune pentru a satisface nevoile modernizării statului și respectiv a vieții sociale, politice și culturale din România. Așa se face că ce a urmat se știe, poporul a primit cu entuziasm această lovitură de stat, a urmat organizarea plebiscitului între 22 mai, 26 mai, plebiscit care avea să se încheie cu un succes zdrobitor. De altfel, cu o zi înainte de începerea plebiscitului, se descoperise complotul Șuțu Lambert, care a provocat și mai mult populația împotriva celor care se împotriviseră adoptării legii electorale și respectiva legii agrare. Despre starea de spirit din timpul votării plebiscitului ne dă multe amănunte inginerul Bonnet, un inginer francez aflat la acea dată în activitatea Ministerului Lucrărilor Publice și care în mai multe misive adresate șefului cancelarii lui Cuza, Baligo de Ben, îi descrie atmosfera din țară. El spune, printre altele, într-una din telegrame, că țara este minunată ca verdeață, că țăranii îl adoră pe Cuza, că proprietarii cu care a discutat, cu care s-a întâlnit, sunt glaciali și înspăimântați de ce se întâmplă în țară și că aruncă toată vina pe capul lui Cogălnicianu pentru toate acestea. În timpul plebiscitului, aflându-se la Buzău, la Ploiești, la Cluj, Ben, respectiv, primește noi telegrame din partea lui Bonnet, în care se spune, printre altele, populația votează favorabil în unanimitate pentru plebiscit. Despre atmosfera din Buzău și Ploiești. M-am găsit la Ploiești și la Buzău în plină alegeri. Este vorba de votarea plebiscitului. Și pe tot parcursul meu, unanimitate în favoarea actului de la 2 mai, respectiv a proclamației domnului. Buzău mai entuziast decât Ploiești. Banchete, toasuri, autodafe din Românul și Nichi Percea. Aceste două publicații erau ostile programului de reformă ale domnului. Și acestea erau arse acum cu acest prilej. Într-o a treia scrisoare trimisă din Galați de astă dată, pe data de 3 iunie, el îi arată acelui Ben, Baligo de Ben, starea de spirit din oraș. Am găsit la Galați, care a manifestat ieri entuziasmul său prin iluminații, într-adevăr frumoase, banchete, ore, strigăte de ura. Locuitorii orașului Oltenița nu au rămas mai prejos. În aceeași atmosferă de bucurie față de rezultatul final al plebiscitului, dat publicității de Comisia de Organizare acestea pe data de 21 mai, respectiv 2 iunie, avea să se manifestă și în orașul Oltenița printr-o mare adunare. Cea mai mare parte a populației, aparținând tuturor categoriilor sociale, s-au adunat în jurul bisericii din centrul orașului, unde s-a
desfășurat o slujbă religioasă de Tedeum, în care participanții aveau să ureze, să se roage pentru sănătatea măriilor lor, Domnul și Doamna României. Seara tot orașul a fost luminat și întreaga suflare a orașului, înconjurată de făclii și o mulțime de felinare, s-au prezentat la municipalitate, de acum de fapt devine primărie, nu mi se mai spune municipalitate, felicitând și urând măriilor lor sănătate și mulți ani fericiți ca să conducă națiunea spre virtute și progres. În final, toți aceștia s-au deplasat în liniște spre un loc unde ei au hotărât să se înveselească, unde au petrecut în cadrul unui banchet. Aceste manifestări nu au fost singurele prin care oltenii s-au demonstrat implicarea lor în procesul de modernizare a societății românești, când în vara acelui an, pe 26 august, se promulga legea rurală, prin care se desfința claca și erau împroprietăriți săranii, Consiliul Municipal a adresat domnului Cuza, în numele locuitorilor orașului, o telegramă din care citez un fragment. Aspirațiile actelor de la 5 și 24 ianuarie 1859 sunt astăzi pe deplin înfăptuite. Ești măria ta trimisul providenței pentru a emancipa și salva poporul român, întocmai precum a fost Moise ca să izbăvească poporul israelit din sclavia egiptenilor. Tradiția națională va scrie cu briliante numele măriei tale. Imaginea măriei tale va fi ornată cu cuvinte eterne în toate casele poporului român. La orice apel al măriei tale, gloatele române vă vor înconjura și sub conducerea domnului lor vor deștepta în orice ocazie eroismul strămoșilor noștri. De astăzi, România e tare și va zdrobi toate piedicile ce opresc progresul ei. Să trăiască România, măria ta, să trăiască ministrul Cogalnicianu, să trăiască România triumfătoare. Telegrama era semnată de noul Consiliu Municipal, ales pe baza noii legi comunale din aprilie 1864, pe data de 18 august, deci a fost ales acest Consiliu, din care făceau parte ca președinte Dimitrie Tătunescu, secretar Petre Tănăsescu și membrii Nicolae Protopăpescu și Matache Ion. Participă la o asemenea întâlnire, foarte multă dreptate. E păcat, pentru că avem o istorie atât de frumoasă, dar în același timp complicată. Și pentru mine, care eu zic că sunt îndrăgostit de istorie, astăzi am aflat multe lucruri noi în privința armatei. Și încă o dată, cu scuzele de rigoare, vă rog să mă înțelegeți că trebuie să plec. Vă doresc în continuare o zi foarte bună. Și vă mai așteptam. Mulțumim. De regulă, eu vin la așa ceva. Bine, la revedere. Am fost prezenți. Sper să organizăm și la VAN un asemenea eveniment. Și, de ce nu să... și bineînțeles, să le gărda care au venit din partea aia domnului, da. La anul să organizăm unul, poate în sala mare a primăriei, nu vorba domnului primar, să vină mai mulți, să fim... Ar fi de doriți, este...